yöntem, da. Vă salutăm! Bună! Cristi, cum te simți aseară? Da, noi am vorbit aseară un pic la telefon și ți-am spus că eram destul de obosit. Am mers mult prin căldură, am fost prin oraș, am rezolvat diverse chestii care le tot amânam de 2 săptămâni, așa că eram destul de obosit. Ce ne împiedică să avem stare de bine? Oboseala. Ați fost vreodată obosiți? Am aflat, studiind după ce am vorbit cu tine aseară, că există multe tipuri de oboseală. Există oboseală fizică, există oboseală mentală, există oboseală emoțională, există oboseală creativă, există oboseală spirituală, există multe tipuri de oboseală. Ce putem face ca să trecem de această oboseală și să ne simțim bine în viața noastră? Tu ce idee ai? Eu am o idee că există, așa, dacă ar fi să o simplificăm, 2 tipuri de oboseală. Una, rezultată pentru că ai făcut ceva înainte și este un fel de oboseală acumulată cu stres. Ceva înainte care, să zicem, nu-ți place, nu-i vocația ta, ai făcut pentru că trebuie, pentru că e necesar, pentru că e activitate de serviciu sau lucruri pe care... Pentru că e datorie. Da, deși nu vrei să le faci, n-ai încotro, trebuie să le faci. Și există o oboseală bună, sănătoasă, aceea pe care o ai după un weekend la munte, când ai făcut escaladă și poate ai fost într-o... Te-ai rupt oasele, da. Și ai ajuns seara rupt de oboseală fizică, da. Și ai dormit. Uh-huh. O aventură parc și atunci ai oboseală bună. Pentru mine e important să-mi dau seama ce fel de oboseală am. Dacă e una soră cu surmenajul sau dacă este acea oboseală bună, normală, sănătoasă, pe care orice om care a făcut ceva sănătos poate să aibă. Unii vorbesc de oboseală cronică, semnele ar fi că nu mai poți să dormi, te mai poți odihni, ai tot felul de dureri, ești irascibil, nu-ți convine nimic, nu-ți mai e foame, ai tot felul de stări de iritare, să spunem așa. Ce facem să ne reconectăm cu noi? Ce facem ca să nu mai fim obosiți? Tu ai vreo idee? Da, am mai multe și a zice așa, repede. În prima fază, să îți dai seama că oboseala este o chemare. Ceva la din tine. La liniște. Da, te cheamă la liniște, te cheamă la stare de bine, te cheamă la tine însuți, așa cum te iubești și e în regulă să te iubești și atunci când ești obosit, dacă nu ignori aceste semne, și eu cred că o conectare cu corpul îți poate spune ce ai de făcut. Ce ai de făcut și să faci ceva ce îți place. Citești o carte, asculți o muzică, faci o baie cu arome, ți-aprinzi o lumânare, te duci la un film, suni un prieten, te uiți la o frunză. Orice vă face să vă simțiți bine, vă creează o stare de bucurie, de liniște, înlătură oboseala. Pentru că vă dă acele câteva minute, acele câteva secunde, nu trebuie neapărat să fie minute, de încărcare, în care vă conectați cu voi, vă conectați cu lumea, vă conectați cu viața. Tu mi-ai spus altceva aseară să fac. Hai să le spunem și celor ce care ne urmăresc. Am uitat. Cu o conectare, cu atenție la o parte a corpului care. Hai să le spunem și celor care ne urmăresc, pentru că este un exercițiu ușor. O modalitate simplu. Este să închideți ochii, să vă gândiți la ceva frumos, ceva care v-a plăcut și să vă conectați cu voi, cu lumea voastră interioară, cu ceea ce vă face plăcere și să începeți să simțiți această plăcere în toate părțile corpului. Începând de la picioare, ușor, ușor urcând spre partea corpului, apoi brațele, gâtul și în final capul, acolo unde este cea mai intensă activitate a noastră. Este o modalitate foarte, foarte simplă. Iar astăzi, pentru că este o zi foarte specială din punct de vedere al calendarului chinezesc, acum până la ora 3, repede, sau după amiază, între orele 17 și 19, vă recomand să stați cu spatele la nord-vest, 64 la 1, și să cereți vieții, cui vreți voi, să vă vindece mintea, corpul, oboseala, surmenajul, suferințele fizice și tot ceea ce nu mai vreți să mai fie în viața voastră. Succes!
Îți mulțumesc, Nușa, și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Și vă mai așteptăm. Stați aproape că ne mai vedem. Suntem Cristian și Nușa. Ciao!